coordonate prin satelit. Știu cam singure ce au de făcut. Cine le are este fericit și de-a dreptul bogat. Cine nu le are, le visează noaptea sau le mângâie pe la expoziții. Este vorba despre noua generație de tractoare, un fel de inteligență artificială pe patru roți. Priviți dovezile aduse de colegul meu, Marius Milea, de la Agraria 2018. Este un tractor care are sistemul GPS AgroSky, care realizează creșterea productivității, reducând suprapunerile cu până la 90%, chiar și în condiții nefavorabile, cum ar fi lucru pe timp de noapte. Pe platforma de la Jucu, la Agraria 2018, am adus în acest an, prin partenerii și expozanții, prezenți aici, două tractoare inteligente, două tractoare smart, care sunt echipate cu absolut toate funcțiile posibile la nivelul tehnicii mondiale. Putem discuta de prezența noutăților expuse la Hanovra anul trecut și mutarea lor într-un timp relativ scurt și la dispoziția fermierilor români. Vorbim de noua tehnologie care într-adevăr își pune cuvântul în ziua de astăzi. Fermierii se apleacă spre retehnologizarea agriculturii? Cu siguranță se apleacă, pentru că asistăm nu doar la un schimb de generație a fermierilor, ci mă refer și la un schimb de generație a tipurilor de mașini. Deci sunt practic două schimburi de generație, odată o generație umană și cea de-a doua generație de mașini tehnologice. Ce s-a cumpărat în urmă cu 10-15 ani deja este uzat și fizic și moral, iar gradul de interes sau nevoia până la urmă este foarte ridicată. Fermierii sunt foarte interesați, doresc să cumpere tehnică de ultimă generație pentru că forța de muncă calificată în agricultură este tot mai greu de găsit și mutându-ne în zona aceasta, probabil că într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, vom discuta de absența operatorilor. Motor de 352 de cai, vă rog să vă uitați, niciun fel de intervenție asupra coloanei volanului. Observați modul în care se conduce, modul în care se păstrează traseul, fără niciun fel de intervenție a operatorului.